Nu știu ca cea mai tare joacă cu motociclete, boșilor, uitați-vă și voi de motocicleta mai aici. Ok, deci haideți în garaj să vă arăt toate motocicletele mele. Prima motocicletă. E un scooter. A doua motocicletă e ceva mai fain. A treia și a patra. Cea mai fain e asta. Haideți să vă dau o tură cu prima și după să vă dau o tură cu ultima care am eu. Mamă, ce greu și a viteză. Adică e normal, nu arde chiar greu. Are deja 100, deci practic deja e bine. A, da, la ea e 101, boșilor. Se vede că nu prea merge cu omul. Da, dar pot să mai ridic așa și chiar merge repede. Ok, și o dăm în asta? A, nu. Mă, hai pe viteză. Ce nu se dă ăștia la o parte? Ok, acum vă voi arăta cu ultima ce e. Deci, țineți minte, cu aia a fost 101 maxim. Haideți să vedem cu a patra mea motocicletă, cu toate că unde pur și simplu nu veți crede ochiile. A depășit 100, nici nu se uită, boșilor. 140, 150, 160, boșilor. Frate, deci cred că se vede diferența. Mamă, ce aproape am fost să dau în bar. Bum. Deci am aici un token care pot să dau. Mă, dar ce mă cu voi, mă? Dă-mă la o parte. Ok, dragi prieteni, cred că acesta a fost episodul de astăzi. Nu uitați să dați un like, un share și să vă și abonați la canalul meu de YouTube. Dacă v-a plăcut ceea ce fac, asta mă motivează, așa știți. Pe data viitoare.